În ultima zi a pseudo-referendumurilor organizate în teritoriile ocupate de ruși, luptele s-au intensificat. Odată cu anexarea teritoriilor ucrainene, Vladimir Putin ar putea începe chiar din weekend recrutarea forțată a localnicilor. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, afirmă că recentele măsuri luate de Kremlin, inclusiv decretarea mobilizării parțiale, vin doar să întârzie pierderea Rusiei în războiul său de agresiune. În noaptea de 27 septembrie, trupele ruse au lovit centrul orașului Nicolaev cu sisteme lansatoare de rachete multiple de tip Smerch, distrugând mai multe case, magazine și rețeaua de alimentare cu apă. Administrația locală anunță că victime nu s-au înregistrat. De asemenea, rușii au lansat rachete asupra orașului Zaporojie, unde mai mulți oameni au fost răniți. În regiunea Dnepropetrovsk, invadatorii ruși au distrus cu o rachetă H-59 infrastructura aeroportului din Krivoi Rog, iar exploatarea lui a devenit imposibilă, susține șeful administrației militare regionale Valentin Reznicenko. Lupte crâncene se duc și în regiunea Harkov. În orașul Kupiansk, nod feroviar important din estul regiunii, se aud frecvent focuri de armă și explozii. Râul Oscol împarte în două localitatea, malul de vest fiind acum în mâinile Kievului, în timp ce forțele ocupante rezistă atacului artileriei ucrainene de pe malul său estic. Băștinașii se tem pentru viața lor, dar așa traversează podul pe partea controlată de Kiev. Vedeți ce e cu capul meu, în ce hal am ajuns. Nu cred că e nevoie să mai adaug ceva. Ne temem să trăim în astfel de condiții. Nu ne-am așteptat la așa ceva. Acum jumătate de an nici nu ne imaginam că s-ar putea ajunge la asta. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a descris situația militară din regiunea Donetsk ca fiind dificilă și a spus că este obiectivul numărul 1 al țării sale, pentru că este și obiectivul numărul 1 al Rusiei. Încercările constante ale unei ofensive ruse în regiunea Donetsk vor rămâne cu siguranță în istoria războaielor ca una dintre cele mai crunte crime împotriva propriilor soldați. Când vedem asta, suntem convinși încă o dată că mobilizarea rusă este o încercare directă de a le da comandanților de pe teren un flux continuu de carne de tun. Nu există un alt scop al mobilizării ruse, pur și simplu. 27 septembrie este ultima zi de votare în cadrul așa numitor referendumuri privind aderarea la Rusia organizate în Donetsk și Lugansk, precum și în teritoriile ocupate ale regiunilor Zaporojie și Herson. Rezultatele preliminare ale plebiscitelor ar putea fi anunțate în perioada 27-28 septembrie, scrie presa rusă.